Nefericitul incident s-a petrecut în jurul orei 6:30 în căminul C4 al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din primele informații, se pare că agresorul a intrat în cămin să-și recupereze o datorie de la doi studenți ai Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, tinerii fiind cazați în una dintre camerele căminului. Persoana i-a atacat pe cei doi cu un cuțit, după care a dat foc camerei și a fugit. Ceilalți tineri cazați în cămin au fost treziți de strigătele de ajutor ale victimelor și de mirosul de fum provenit din camera în care s-a produs teribilul eveniment. La fața locului și-au făcut apariția echipajele SMURD, pompierii și echipaje ale poliției. Victimele cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani au fost preluate de echipajele medicale. Primul pacient, 19 ani, aflat în stop cardiorespirator, datorat în primul rând leziunilor traumatice, șocului hemoragic, a fost preluat de către medicul SMURD, a fost intubat, s-a început resuscitarea, inclusiv prin plasarea unui dren toracic pentru pneumotorax, dar din păcate după o oră de resuscitare pacientul nu a răspuns manevrelor, s-a declarat decesul. Cealaltă victimă a fost transportată la spital, fiind băgată în operație. Al doilea pacient, 20 de ani, plăci înjunghiate multiple la nivelul capului, gâtului, toracelui anterior, abdomenului și membrelor inferioare, de asemenea la nivelul antebrațului, a fost intubat, stabilizat și adus în unitatea primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon, internat în clinica chirurgicală de gardă, se află în sala de operație. Leziunile sunt importante, interesând inclusiv zona hepatică, dar toată echipa de chirurgie, ATI și chirurgie vasculară face eforturi pentru salvarea acestui pacient. Medicul din echipajul SMURD a declarat că la intubație a sesizat leziuni de tip inhalare la nivelul căilor aeriene superioare produse în cursul incendiului. Se fac eforturi, deocamdată prognosticul este rezervat. Polițiștii au demarat cercetări pentru identificarea agresorului. Studenții din zona Copou susțin că în C4 au mai avut loc agresiuni, însă nu atât de grave.